zidirea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Noi muncindem tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnului Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. De dor în piept cu plânsul, nu știam că dor mi-era de dânsul, nu știam că doina mi-o furară cu străvechea și frumoasa țară. Doamnelor, doamnelor, domnilor, dragi elevi, pentru că este prima întâlnire, pentru că este prima întâlnire din acest an, permiteți-mi să vă urez tuturor la mulți ani, multă sănătate și sper că pe parcursul întregului an veți fi în număr cel puțin atât de mare la fiecare dintre activitățile noastre. Dar sigur, astăzi e o zi puțin mai specială, chiar specială, aș spune, este Ziua Culturii Naționale și în același timp este ziua când îl omagiem, când îl sărbătorim
pe Mihai Eminescu. Sigur, nu întâmplător s-a stabilit această dată de 15 ca Ziua Culturii Naționale. În 2010, Parlamentul României a luat decizia să se sărbătorească, au stabilit o zi a culturii naționale, tocmai pentru că la acea dată s-a născut Mihai Eminescu. Se împlinesc, iată, 169 de ani de la nașterea poetului Nepereche și prin faptul că suntem și sunteți în număr atât de mare, este clar, Mihai Eminescu nu poate să nu fie iubit și de către, și de către noi, așa cum a fost iubit de către contemporanii lui. Mihai Eminescu a lăsat în urma lui o operă extraordinară, deși nu a trăit foarte mult, a murit la 15 iunie 1889, s-a născut în 1850 în județul Botoșan, a lăsat în urmă o operă extraordinară. A fost un extraordinar poet, prozator, dramaturg, a fost și jurnalist, a fost și redactor la ziarul Timpul, a avut o educație extrem de solidă, începând cu filozofii antici și continuând cu filozofii din perioada romantismului, adică Schopenhauer, Hegel, Kant. Poate toată această pregătire extrem de solidă i-a permis să scrie așa cum a scris, să gândească așa cum a gândit. El a lăsat lumii și a lăsat, evident, țării documente importante. Este vorba de 46 de volume, circa 14.000 de file, care în anul 1902 au fost donate de către Titu Maiorescu Academiei Române. Și de acolo am reușit și noi să îl cunoaștem și reușim și noi să îl cunoaștem mai bine. Mă bucur că astăzi, cu acest prilej, colega mea și domnul Luigi Bambulea s-au întâlnit aici la Vârnad pentru a ne face o prezentare a acestui eveniment major. Este vorba de colega mea Valentina Fornea, care a organizat evenimentul și invitatul domnului Sari este cercetător științific și vine tocmai de la București și mai mult decât atât, dimineața a avut o întâlnire cu tinerii la Liceul Mihai Eminescu și iată, acum, într-un cadru atât de plăcut, am încercat să vă spună câteva lucruri despre viața și, evident, opera lui Mihai Eminescu. Și pe lângă faptul că discutăm de Mihai Eminescu în acest moment, avem și o lansare de carte. Este adevărat, a venit puțin pe ultima sută, în ultimul moment. Este o lucrare a domnului Serghei Coroșenco, Luceafărul în Rebus. Domnul Coroșenco ne-a obișnuit, practic, pe parcursul timpului cu asemenea realizări. Le puteți și găsi pe masa noastră. Dar am să dau cuvântul colegei mele, care o să-și invite, o să-și prezinte invitatul și, ce să spun, succes! Mulțumesc, domnule director! În primul rând, bună ziua și la mulți ani! Mă bucur că sunteți astăzi aici și pentru asta vă mulțumesc. Este o zi specială pentru noi, toți românii. Este Ziua Culturii Naționale. Motiv pentru care am și organizat această activitate astăzi aici. În anul acesta se împlinesc 169 de ani de la nașterea poetului nostru național, supranumit și Luceafărul poeziei românești. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Mihai Eminescu și după care vă voi prezenta volumul despre care a vorbit și domnul director. Mihai Eminescu reprezintă pentru literatura română mintea strălucită care a lăsat ca moștenire o adevărată comoară literară. George Călinescu îl descrie în cartea sa viața lui Mihai Eminescu, fiind coinar în lume, dar oriunde s-ar fi aflat, nu a ezitat să scrie, să compună, să se documenteze. Eminescu a fost, înainte de toate, liricul prin excelență al propriei sale existențe, al propriei sale vieți, cu bucuriile și deznădejdiile ei. În cursul a numai 17 ani de existență creatoare, a ridicat scrisul românesc pe culmile celui mai înalt
prestigiu și care, cu prețul vieții și al multiplelor ei sacrificii, a desfășurat o rară și bogată activitate cetățenească. Mihai Eminescu a fost bibliotecar, revizor școlar și ziarist. Este astăzi iubit și studiat cu devoțiune atât pentru exemplul vieții sale de martir, cât și pentru inegalata sa artă poetică. Perpesicius 1964. Acestea sunt câteva cuvinte pe care am considerat potrivite pentru a le scrie pe poetul nostru Mihai Eminescu, iar înainte de a da curs activității de astăzi, și anume conferința, cariera sau destinul Luceafărului în lirica eminesciană, dați-mi voie să prezint volumul de astăzi pe care îl lansăm astăzi. Este vorba despre Luceafărul în rebus, scris de profesor Sergei Coloșenco. Este adevărat că a ieșit de la editură de puțin timp. Este publicat anul acesta la editura Sfera din Vârlat. Este un volum de rebusuri, este un volum dedicat oamenilor pasionați de jocuri de cuvinte și rebusuri. Și mai multe cuvinte despre acest volum. De asemenea, avem două plachete publicate recent la aceeași editură. Este o tradiție a profesorului de a publica în fiecare an, în semn de un omagiu pentru poetul nostru național, plachetele dedicate lui Mihai Eminescu. Dar mai multe cuvinte o să ne zică domnul profesor Gruia Novac, aici prezent, despre acest volum, de asemenea despre plachetele despre care v-am vorbit și am să-l invit lângă mine să ne vorbească puțin. Vă rog. Bună ziua tuturor! Și așa cum îi făceam o mărturisire de credință unui prieten, nu cu multe minute în urmă, ori de câte ori particip la o sărbătoare ca cea de astăzi, în care este vorba înainte de toate de Mihai Eminescu, am emoții. Și în consecință, nu puteam să vin eu în fața dumneavoastră, fără să am cu mine ediția Princeps de poezii Mihai Eminescu și două ediții Lilliput, dacă le vedeți dumneavoastră, Luceafărul. Una scoasă în 1883, când s-au împlinit 100 de ani de la prima apariție în public, în publicistică, de specialitate a poemului Luceafărul, și a doua din 2001. Și pentru că eu fac și o revistă aici în Vârlat, și pentru că observ că cel care ne va încânta astăzi cu opinii interesante despre poema Luceafărului este un tânăr, așa cum teribil de mulți tineri sunt aici în sală și mă bucur enorm, pentru că în clipa aceasta să vă văd mai bine, mă simt ca într-o oră de clasă pe vremea când eram și eu profesor, și când predam Mihai Eminescu, elevii știau că toți cei care vor învăța pe de rost poemul Luceafărul trebuiesc în aceeași oră în care își recită două note de 10. Cred că am câțiva elevi aici care pot să te pune mărturie. Mă bucur de asemenea că cel care ne va vorbi este tânăr. Și pentru asta îi ofer ultimul cronologic. Cel mai recent. Cel mai recent al revistei până la anul literar. O să vă uitați prin ea și dacă o să vă placă, o să-mi dați un telefon și o să spuneți bă, continuă sau mă, oprește-te. Iar eu vă ofer numărul cel mai recent al revistei al cui redactor șef sunt, de la Universitatea Babeș-Bolyai, de la Cluj-Napoca, revista Verso. Și vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc și eu, teribil de mult. Știți, iată, în timpul de față s-a realizat o lucrătură. Eu două lucruri vreau să vă spun repede. Unu, despre o carte de rebus, de fapt despre trei cărți de rebus, și o amintire de demult.
Anul trecut, într-o zi de 20 septembrie, unii dintre noastre poate și mai aduc aminte, cei care au făcut școala mai de mult, mai veche, că în 20 septembrie 1966 se născea George Coșbuc. În 20 septembrie publicam o cronică la un volum Eminescu scos de profesorul Sergei Coloșencu. Un volum intitulat Eminescu în rebus, care era a 34-a carte în 18 ani publicată în biblioteca Rebus, de către Sergei Coloșencu. Sergei Coloșencu, pentru cei care nu știu, este unul dintre cei mai buni, dacă nu cumva cel mai bun rebusist din țara asta românească și un profesor de limbă și literatură română, cum nu vreau să fiu rău, astăzi sunt puțin. Și atunci, cartea aceea cu numărul 33, doamna Coloșencu, ei greșesc cumva? Nu. 33. În finalul cronicii mele, făceam următoarea remarcă. După cât de harnic îl știu și după câtă inteligență încă neconsumată are, îl felicit de pe acum pentru numărul 34 al volumului Eminescu, pe care îl va scoate în ziua de 15 ianuarie 2019. Sergei Coloșencu nu mai dezmințit cu siguranță și a venit. Este aici. Uitați-le, le are în mână domnul Lucian Bambule. Dar n-a venit în 15 ianuarie cu un singur volum, ci cu trei. Iar unul dintre acestea este și Luceafărul, pe care l-ați văzut, Luceafărul în rebus. Ia uitați. Ia uitați. Și asta, ia uitați. Deci a venit cu trei. Sergei Coloșencu este nu numai un rebusist încercat și priceput, ci este și unul care se ține de cuvânt. Cei care au o cât de câtă aplicare pentru deslegarea cuvintelor încrucișate, așa cum e în această carte, o să găsească absolut tot ceea ce noi, neofiții, noi profanii putem spune despre Luceafărul, în rebus. Și își vor reîmprospăta cu siguranță cunoștințele lor. Îi mulțumesc lui Sergei Coloșencu și îl felicit pentru tenacitate, pentru pricepere și mai ales pentru omagiul pe care în fiecare an, de cel puțin două ori, îl aduce poetului Eminescu. Mulțumesc frumos! Și acum... Deja am înțeles că ați aplaudat de Sergei Coloșencu și bine faceți că pe lângă priceperea lui este și prieten cu mine. O spun deschis, fără niciun fel de reținere. Mărturisirea cu care v-am amenințat mai devreme. O spun cu emoție și cu duioșie. Eu m-am născut acum 83 de ani și aproape două luni într-un sat din Basarabia. Era nevoie să spun Basarabia pentru că scriitorul Teodor Codreanu de Ratuș are foarte recent scoasă, reeditată, o carte intitulată Basarabia Eminescian. Tot ceea ce Eminescu a făcut pentru Basarabia și a scris despre Basarabia, mai ales cu prilejul în care Basarabia a fost vândută de turci Imperiului Țarist, găsiți în cartea aceea. E legat de Basarabia, pentru că acolo m-am născut, iată mărturisirea. Sunt născut într-un sat care se cheamă Provenești Vechi, în comuna Căprești, un sat pe apa Răudului. De ce este important că v-am spus numele satului? Poate că o să zâmbiți, poate că o spuneți că sunt infatuat și nu o să greșiți, că așa este. Sunt în satul Provenești Vechi, sat în care m-am născut eu la 22 noiembrie 1935, cu ceva timp mai înainte,
Într-o zi de 12 martie 1819 s-a născut un mare scriitor român care a scris o carte intitulată Cântarea României, Alecu Rus. Și poate unii își mai aduc aminte dintre cei puțini de față că uneori mă și lăudam în fața elevilor mei că satul în care eu m-am născut a dat doi mari oameni pentru cultura română, Alecu Rusu și Grigore Novac. Scuzați-vă, rog, dar eu sunt Grigore Novac. Și acum mărturisirea. Școala din Plodănești vechi avea o sală de clasă din care pe ușă se intra într-o cameră în care stătea învățătorul cu soția lui și mai apoi într-o alta se intra care avea rolul de bucătărie, cămară, magazie și din care se putea ieși pe o altă ușă afară, în curte și în grădină. Ei, în încăperea aceea din mijloc, dintre bucătărie și sala de clasă, acolo m-am născut eu. Cum s-ar spune, lumina zilei am văzut într-o sală de clasă. Când am făcut eu ochi, sigur că intram în sala de clasă, chiar și când tata cu cei câțiva elevi pe care îi învăța câteva slobe, două, trei cifre, un cântec, puțină geografie, puțină istorie, așa cum și cu creangă se întâmpla. În sala aceea era ceva care și astăzi îmi stârge în fața privirii mele. Imaginați-vă că stați în spatele catedrei, catedra era chiar lângă peretele în care era și ușa care dădea în camera, în care, în odaia în care m-am născut eu, stați în spatele catedrei și aveți sala de clasă, cum o am eu acum, în față. Pe peretele din dreapta, imaginați-vă o hartă a României Mare. De fapt, am să uitați să vă spun că eu sunt născut în România Mare. Atunci, în 1935, era România Mare. Era o hartă a României Mare. Nimic nu era locul lui până aici, dar chiar o chestie obișnuită și simplă. Dar în stânga hărții, iar imaginați-vă, vă rog, era un portret mare al lui Ștefan cel Mare. Și în stânga hărții era un portret de aceleași dimensiuni ca lui Ștefan cel Mare, care îl reprezenta pe Mihai Eminescu. Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu. Foarte târziu, dar târziu tare, prin 1939-1940, după ce au ocupat Rusul Basarabia, că eu o lungă și jumătate am fost sarchescă grajdanin, dacă știți dumneavoastră ce înseamnă asta, adică cetățean sovietic, până când ne-au alungat și ne-au trecut din pace trupul, deportat fiind din pricina asta, abia prin 39 am aflat cine erau cei doi. Pentru că până atunci, știți ce am crezut eu despre Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, despre cele două poze de pe perete? Întotdeauna am crezut că aceia au fost bunicii, că erau bunicii mei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Aia erau bunicii mei. Mulțumesc frumos! Aici prezent și dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre dumnealui. Este originar din Dej, absolvent al Facultății de Litere și al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Cluj-Napoca. Este absolvent ca șef de promoție al Facultății de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte din București. Actualmente este doctorand al Universității București, domeniul filologie, specializarea Teoria Literaturii, cu o teză consacrată canonului cultural. A
colaborat cu studii și articole de critică literară, teoria literaturii, teologie la mai multe periodice naționale, a participat cu studii științifice la unele volume colective editate de diferite instituții de cercetare culturale și amintim de Academia Română și de Uniunea Scriitorilor din România. A fost coordonatorul seriei editoriale de autor Virgil Nemoianu, este coautor, revizor și redactor al dicționarului multidisciplinar de terminologie culturală și este membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. Este redactor șef din 2014 al revistei culturale Versus, Verso din Cluj-Napoca. A tradus volumul Literatura în pericol de Tzvetan Todorov, a predat limba și literatura română, respectiv istoria religiilor, la Colegiul German Goethe și la Colegiul Național Mihai Viteazu din București. Anul trecut, în luna octombrie, a ținut un curs consacrat Luceafărului Eminescian în cadrul Academiei Private din București, iar în momentul de față pregătește un eseu hermeneutic dedicat acestui poem, publicabil la aniversarea din 2023, a 140 de ani de la apariția lui la Viena și ulterior la București. Vom asista astăzi la o frumoasă incursiune în universul eminescian și îi dau cuvântul invitatului meu. Debutează, după cum foarte bine știți, dar îmi permit să vă reamintesc, cu o odă funerară sau cu un discurs funebru, care în același timp este și o lamentație. O lamentație, un poem relativ simplu, care se înscrie în tipul de poezie pe care o realizau pașoptiștii sau pe care o realizaseră pașoptiștii în generația poetică anterioară lui Eminescu însuși. Este vorba, probabil vă gândiți deja la acest titlu, de La mământul iar un pumn. Nimeni altul decât profesorul Ardelean, dar mutat în Bucovina, al tânărului Eminescu. Îmbracă-te în doliu, debutează acest text, frumoasă Bucovina, cu ciclu verde în cinge antică în fruntea ta, acum din pleiada ți-a oasă și senină, se stinse un luceafăr, se stinse o lumină. Acesta este primul text pe care publică tânărul Eminescu în 1966, deci iată, nici măcar nu-și consumase încă adolescența. O să îmi permit să fac un salt peste timp la unul dintre ultimele texte ale lui Mihai Eminescu sau ultimele dintre antumele publicate de către Mihai Eminescu sau mai bine spus de către editorul lui sau editorii lui Mihai Eminescu care au publicat, au restituit încă în timpul vieții poetului unele texte cât timp el se afla încă în viață, adică până în 89 și este vorba de poemul care a fost găsit asupra lui Mihai Eminescu în ziua morții sale. Și anume poemul Stelele în cer, care are următoarea primă strofă, Stelele în cer, deasupra mărilor, arde depărtărilor până ce pierd. Ceea ce observați din cele două texte, unul luat citat din debutul tânărului Eminescu, iar celălalt luat din chiar buzunarul halatului în care a decedat poetul, ceea ce observați este persistența sau existența unui motiv literar sau unei imagini care, iată, este recurentă și care va fi obsedantă de-a lungul creației poetice eminescene, și anume aceea a astrului care cade, aceea a astrului retrograd. Pentru a fi și mai, pentru a vă ajuta, fiindcă e vorba de o prezentare care își propune să fie și un laborator, vă reamintesc ultimul vers al primei strofe din debutul eminescian, era Se stinse o luceafă, se stinse o lumină, iar strofa din poemul găsit asupra lui Eminescu în ziua morții, începea cu stelele în cer deasupra mărilor, ard depărtărilor până ce pierd. Ei bine, regăsim aici nimic altceva decât o configurație stabilă în creația poetică eminesciană, un motiv obsedat și anume acela al stelei care dispar. Această imagine totul teribilă al unui astru care cade. Și care, metaforă, are legătură, desigur, cu intuiții privitoare atât la propriul său destin, dar care trebuie interpretată într-un mod mai riguros,
ca metaforă care încifrează în ea însăși imaginea tipic-romantică despre destinul creatorului. De altă parte, sigur că suntem tentați să căutăm creația eminesciană, e vorba de poezie, fiindcă asupra acestui sector din imensul laborator eminescian opresc astăzi, suntem tentați să căutăm și un corelat, să căutăm și cealaltă imagine, imaginea complementară a unui astru care răsare. Traversând poezia eminesciană, vom identifica o multitudine de locuri în care poetul imaginează și poetizează această mișcare retrogradă a unei stele căzătoare. În schimb, nu veți găsi decât aparente imagini complementare al unei stele care să se ridice, al unei stele care să se înalțe, al unei stele ascendente, al unei stele progresive, să spunem al unei stele pozitive, nu negative, sau progresive, nu regresive. Ei bine, în această dilematică situație se înscrie intervenția mea și ceea ce încerc să evidențiez astăzi în fața dumneavoastră este că în această situație, de fapt, mi se dă convingerea, concepția intimă a lui Eminescu privitoare la poetul însuși, privitoare la destinul creatorului. În faptul că în viziunea lui Eminescu este decelabilă existența unui astru descendent, a unui astru retrograd, fără a exista însă în același timp și un astru care răsare, imagine complementară, în această situație se dă, de fapt, chiar concepția poetică și estetică de tip romantic al lui Mihai Eminescu. Iată că Luceafărul își reasuma destinul singurătății într-un prim proiect al textului eminescian pe care îl discut. Și, în fine, amintiți-vă începutul Odei Metroatic în varianta ei definitivă, cu care a și debutat această conferință, și anume că veșnic tânăr, spune poetul, înfășurat în manta, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Am urmărit cele două ipostaze majore și definitorii ale astrului lirica eminesciană, astrul retrograd, definitorie pentru concepția privitoare la destinul dramatic al poetului. Am observat că, deși aparențele ne conduc spre o altă soluție, în realitate nu există un complement, nu există alternativa, nu există o soluție actualizabilă a asumării zodiei unui astru care emerge și că soluția reală și este a doua ipostază din creația eminesciană a astrului, este aceea a asumării destinului de solitudine. Între astrul retrograd și astrul solitudinii sau astrul singurătății se desfășoară, se consumă destinul Luceafărului, adică destinul poetului pe care l-am agiem astăzi. Vă mulțumesc! Apoi, este vorba de un public foarte tânăr, care nu m-a supărat în faptul că și-a pierdut paciența. Însă vă felicit pe cei care au stat până la final. O să ajungeți la facultate, dragi colegi mai mici, și o să vedeți că eu acum am vorbit 50 de minute, m-am cronometrat la facultate, o să ascultați o oră jumate fără pauză, sau două ore cu pauză, și va trebui să aveți aceste exerciții. Apoi, ceea ce am vrut să deși m-am încăpățânat să nu scurtez în timpul conferinței, deși am observat nerăbdarea, ceea ce am vrut să realizez a fost să respect promisiunea din începutul conferinței, și anume că vă voi apropia de semnificațiile intime ale textului Luceafărului și că vă voi oferi răspunsul cu privire la concepția lui Eminescu privitoare la destinul creatorului. De asta, deci, am încăpățânat și nu din faptul că am fost ignorant cu privire la starea publicului, dar încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru căldura din privirile dumneavoastră și pentru răbdarea care m-au ajutat să vin până la cap. Vă rog să luați gratuit revista Verso, al cărei redactor și sunt și care este o revistă academică, dar în care cred că veți găsi studii și reflecții foarte importante. Față de mine, dar vă rog frumos să evocați foarte doar aveți grijă, tot cu aceeași plăcere cu care eu mi-evoc eu. Da, da, da.
o fac mai repede, dar povestea pe care v-am spus-o, da, nu-i poveste. Da. Ați crezut că bunicii dumneavoastră Ștefan cel Mare și da, mulți ani. Eu am spus, nu mi-a spus nici tatăl, eu știu dacă papa știa ceva, așa că eram învățător de țară la mine, acasă, mi-a fost toată viața, mama avea 4 clase, nu știu dacă știa cine e bine studiat, dar cred că îl găsise în școală. Da. Dar auzise ceva ce la tăia. Știa despre Minescu cât știu cei de la grădiniță care știu cu izbezi. Și tot spun, a fost odată ca copii, toți știu primele două, trei strofe, copiii de la grădiniță. Ei, eu mulți ani am crescut cu ei, dar am fost convins că cei doi bunici ai mei. Da. Vedeți? Bunicul de la Soroca și bunicul de la Cotiu. Bunici spirituali. Da, au fost spirituali. Da. Așa că da, frumos. Ca să fiu, nu poate, deci puieril chiar. M-am născut cu Eminescu. Da. Nu? Păi într-un fel toți am venit așa. Eu acum mă referam la mine. Să lea că e egoist. Da. Da. Într-un fel toți, în sensul că încă de mici ne formăm cu ce te legem cu ori. Drept. Drept. Revedere. Cum știu drept. Ce. Bun. Mi-a făcut plăcere, domnul. Și totuși, și așa de puțin cunoscut. Trebuie citit. Eu și una din mizele mele astăzi a fost și să le arăt că există strofe, versuri, poeme necunoscute, dar care ascund multe. La zidirea soarelui se știe cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de tocmai Neamănescu, Domnului Eminescu, Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. De dor în pieptul plânsul, nu știam că dor mi-era de dânsul, nu știam că doina mea o curară, rustră vechea și frumoasa țară.
și-n toate, floare de nativitate, sub cercul stele studice. Te avem sau nu dreptate, te avem sau nu dreptate, Eminescu să ne juri.